Solicităm Parlamentului, Guvernului și Comisiei Electorale Centrale să asigure instalarea camerelor video de supraveghere în fiecare secție de votare, astfel încât fiecare actor electoral, observator sau simplu cetățean să poată urmări online procesul de votare și de numărare a voturilor. Atât tehnic, cât și juridic, instalarea camerelor video până la 30 octombrie este fezabilă.